Datorită Institutului de Inițiative Rurale și noi, Gimnaziul Nicorieni, toată comunitatea am fost foarte cointeresați și am hotărât că și noi dorim și noi vrem ca tinerii noștri să cunoască niște lucruri care până acum nu le-au făcut, să se implice, care le va deschide niște căi de oportunitate pentru viitor. Prin asemenea proiecte se consolidează, se deprinde generația tânără, în cazul de față, copilași cei mai mici care au pășit pragul școlii și, într-adevăr, pornesc o cale pozitivă de a deschide drumul în viață. A fost implicarea financiară a elevilor și cu unui proiect care ne-au procurat scaunele și tomberoanele. Iar din banii care am strâns de la elevi din școală, am procurat toate florile, toate crezantemele și toți trandafirii. Cred că este foarte importantă implicarea tinerilor, pentru că ei pot motiva și ceilalți locuitori ai satului să se implice pentru a face satul mai performant. Copiii vin cu niște inițiative care noi maturii de multe ori le ignorăm și într-adevăr ar trebui să ne implicăm și să asigurăm acea calitate pentru un mediu de dezvoltare, un mediu de trai mai bun, mai frumos. Nu suntem oamenii care vom ocroti școala, vom aduce la viață teritoriul. Totul se va face dacă se va implica cineva, dacă va depune stăruințe, va avea un plan de activitate. Dacă noi o să ne implicăm noi, o să vadă altcineva și o să ne implice și ei și o să mai vrei și o să fim toți implicați și o să avem un sat, un raion, o republică mult mai frumoasă, mult mai curată și mult mai inteligentă. Toți trebuie, cei maturi, să realizăm că de la tineri vin acele inițiative și dacă nu o să implicăm tinerii noi maturi, până la urmă nu rezolvăm nimic, fiindcă ei sunt acea generație care ne dau niște idei ce ar dori ei pentru viitor, ce ar dori să realizeze și noi trebuie să venim cu suport, cu susținere ca părinți, cu o susținere ca comunitate locală, să le realizăm acele visuri frumoase. Sprijinul profesorului și al directorului am finisat proiectul. Și desigur vrem să începem altul nou.